Am fost la film. Am făcut În conjurul lumii. Și în sezonul acesta ne întoarcem acolo de unde am plecat, la tabăra Wawanakua. Eu sunt Chris McLean și după cum puteți vedea, lucrurile s-au cam schimbat pe aici de când am plecat. Și când spun că s-au schimbat, mă refer la foarte, foarte mult pericol. Frumoasă treabă, dar regulile jocului rămân aceleași. O mână de adolescenți care nu bănuiesc ce așteaptă vor sta la oaltă cu oameni pe care îi văd pentru prima oară, își vor aerisi lenjeria murdară în camera confesiunilor, vor concura în probe extrem de periculoase organizate pe insulă și vor risca să fie eliminați. Ultimul rămas câștigă $1,000,000! Că tot vorbeam de concurenți, iată-i că vin! Nu e vorba de ei. În acest sezon avem concurenții noi înscriși în lupta pentru 1,000,000. Și iată-i că vin acum. Pe bune! Faceți cunoștință cu Joe. Nu-mi sta în cale dacă ții să rămâi întreg. Scott, la fel și tu. Zoe și Mike. Îți vine să crezi că suntem aici? Da, e frumos. Fulger! Tare! Frumoșilor! Brick. Brick MacArthur, prezent la datorie. B și Don. Aura ta este excepțional de moverzui, dar ți se potrivește, să știi. Dakota. Salutare. Eu sunt Dakota și am venit să câștig. And Maria. Oh, da, încă 3 straturi cred că aș. Oh, cine a zis că te poți da cu spray? Nu mă enerva, blondină. Stacy? Strămătușa mea, Millie, a inventat loțiune de bronzat. Înainte, oamenii se ungeau cu noroi. Cameron! Aer curat, un lac adevărat, păsări! Și Sam! Oh, da! Mi s-a îmbunătățit lansatorul de rachete. Să-i prăjim acum? Da! E cel mai dur, cel mai tare, cel mai exploziv sezon din toate timpurile! Doar aici, la Insula Dramei, totale revanșa! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc. Ce vreau să fiu, m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos. Vreau să locuiesc lângă soare, eu voi lua câștigul cel mare. Orice pot să fac, nu m-oprește nimic, cândva voi reuși. Căci vreau să fiu faimos. Na 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 na. Insula Dramei Totale. Revanșa. Mai mult, mai rău, mai brutal. Așa e când te doare. Adică Chris și-o va lua rău pentru asta. La o parte, trece un atlet de triatlon. Ajutor. Netereule. Te salvez eu, fetiță. Sunt băiat. Bună, băieți! Dar cum de m-ați găsit? Am primit mesajul tău. Ei, nici chiar așa! Nu s-a fi nepoftit, am încheiat transmisia. Hei, ai grijă la păr, 4 ochi! Mi-aș dori ca străunchiul meu să fie aici. El a inventat colații de salvare. Rezistă, vin! Vin! Nu, tu prima, te rog. Nu, te rog, tu primul, insist. E bine, dacă insisti, atunci Rezistă! Mulțumesc!
Rămân dator. Bine, deci prima mea confesiune. Așadar, Zoe e o fată drăguță. Bine, super drăguță. Mă întreb dacă ar accepta o întâlnire cu un tip ca mine. Vedeți, am un soi de ciudățenie. Sper că problema mea nu va strica din nou totul. Oh. Wow! Nu pot să cred că sunt în camera de confesiune a dramei totale. E atât de incitant. Cu toții par foarte drăguți. Sper din suflet să mă placă. Mi-ar prinde bine niște prieteni noi. Sau niște prieteni și atât. Oh, dar dacă nu mă plac? Poate că floarea asta e prea mare. Mă străduiesc prea mult? Vă place de mine, nu? Așa mai zic și eu. Sunt prima care a ajuns pe... Dar cum ai reușit? Nici măcar nu ești udă. Oh, am luat-o pe scurtătură. Doamnă? Chiar dacă sunt cel mai puternic concurent, mă interesează munca în echipă. La școala militară, cu echipa mea, am câștigat medalia la alergări, cea de făcut patul, de împăturit steagul și cea de scris scrisori pentru mama. Eram bun la scrisori. Sunt un fel de băiatul mamei. De când eram mic, mama a fost foarte protectoare cu mine, așa că nu am înotat niciodată. De fapt, până în urmă cu 6 ore, n-am făcut niciun lucru de unul singur. Doar am citit și am oftat mult. Dar totuși sunt o forță de care ceilalți trebuie să țină cont. Nu se poate, dar n-auzi plexipus? Fluturele rege? E atât de greu! Da, stra, unchiul meu Boris a inventat notul. Până atunci oamenii își fluturau mâinile cam așa și se scufundau. Și stra. Da, strălucit. Știam eu că trebuia să fi jucat jocul ăla cu simulare de not. Sper să nu fiu eliminat primul. Asta nu ar fi prea onorabil. Dar dacă rămân suficient de mult pe aici ca să fiu eliminat al 6-lea sau al 7-lea, nu ar fi grozav? E așa de tare să fiu aici. Mă uit la drama totală din totdeauna. Poate că îmi voi face și niște prieteni noi. Ar fi bine, ținând cont că ai fost singurul copil la părinți. Ce? Cine ți-a spus asta? Sufletul tău e ca o carte deschisă. Ai avut parte de o copilărie atât de singuratică. Cred că ți-a fost greu. Atenție, bobocilor! Vedeți poteca ce duce înspre pădure? Fugiți până la capătul ei și nu deranjați viețuitoarele din jur, pentru că ar fi de rău. Da, să nu-i supărăm pe iepurași. Cel mai mic sunet le poate enerva. Un sunet ca ăsta. Pare rău că ai pierdut în fața unei fete. Care fată? Fulger nu a pierdut. Fulger nu pierde niciodată. Capitane Modestie, fă 2 pași în stânga. Ești în echipa A. Tu, Joe, mergi la dreapta, faci parte din echipa B. Tu, mirositorule de axile, echipa A. Caporale Brickhouse, echipa B. Am înțeles, să trăiți! Tăcutule, tu treci în echipa A. Băiatul mamei, în echipa B. Am înțeles. Zoe singuratica, echipa B. Oh, doar în copilărie am fost singură, serios. Vorbitoarea cu aure, echipa A. Tu cel salvat de o fată, echipa B. Prințesa în devenire, treci la echipa A. Cea cu bronzul la cutie, echipa B. Tu, dependentule de jocuri, echipa A. Unchiul meu Bill a câștigat maratonul din New York de 4 ori, pentru că maratoanele au fost propunerea Și Stacy Vorbăreața, echipa A. Ce era chestia aia din pădure? Sunt destul de sigur că urletul ăla nu e al vreunei specii cunoscute. Liniștiți-vă, veți înțelege totul mai târziu. Așadar, sezonul ăsta din dramă totală va fi puțin mai diferit. De exemplu, în fiecare episod, cineva va fi eliminat. Nu am
mai fost niciodată așa de greu. Știu, sunt bun. Dar cum sunteți cu toții începători, vă voi da un regat și voi ascunde băiatul ăsta rău undeva în tabără. Un cap de Chris McLean autentic. E echivalent cu un bilet ce vă va readuce în joc chiar dacă veți fi eliminați de coechipieri. Cine îl găsește va deveni cel mai puternic jucător din toată istoria dramei totale. E șanțul din bărbia mea chiar așa de mare? Da, și arată ca dosul. Trecem mai departe, e timpul să găsim nume pentru echipe. Echipa Fulger, nu stai puțin, Brigada Fulgerătoare! Niște sugestii grozave, Fulger, dar numele au fost deja alese de mine. Echipa A, voi vă veți numi de acum șobolanii toxici. Tare! Și echipa B, voi vă veți numi viermii mutanți. Dar de ce aluziile astea la deșeuri chimice? E un monstru! Hei, e doar o veveriță nătângă! O, Doamne, ce a pățit! Cât am fost plecați, am închiriat insula unei companii drăguțe cu grijă față de semeni care se ocupă de eliminarea deșeurilor radioactive. Niște oameni tare de treabă, numai că deșeurile au un mic impact asupra florei și faunei. Ca lumea! E ciudată! Vreau și eu una! Mai periculos ca niciodată! Chris e cel mai rău om din toate timpurile. Stați puțin, să nu mă irit. Bine, dubla 2. Acum, înainte de a începe prima provocare a acestui sezon, să împărțim niște premii. Joe, pentru că ai ajuns aici prima, echipa ta primește o trambulină. Și șobolanii primesc un bonfire. Ce au în comun aceste obiecte cu această bombă? Cred că nu ne va arunca din nou în aer, nu? N-aș fi în stare de așa ceva? Aflați când revenim! Acestea sunt totemurile echipei voastre. Trebuie să le dați jos, să le duceți spre râu și să le transportați până în tabără. Membrii primei echipe care ajunge își vor putea alege cabana. Dar grăbiți-vă, totemurile sunt burdușite cu bombe care vor exploda dacă nu le puneți în fața cabanei voastre în 7 minute sau chiar mai puțin, începând de acum. Bine, să trecem la treabă! Iha! Stați liniștite, Fulger rezolvă problema! Măi, să fie! Un copac alunecos! Nu vă temeți, Fulger nu renunță! Păcat că vărul meu Jack nu e aici să ne dea sfaturi despre cățăratul în copaci cu mâinile goale! Bine, dacă Joe lovește centrul trambulinei cu 50 de kilograme de presiune... Dă-te la o parte! Vreau să încerc și eu! Dar am făcut calculele pentru greutatea lui Joe! Câștig $1,000,000, dar nu cu riscul de a-mi afecta frumusețea. Adică, ia uitați-vă puțin, păr perfect, bronz perfect, toate astea valorează 1,000,000,000, cel puțin. Și strămătușa mea i-a învățat pe indienii canadieni să sculpteze totemurile. Ce e? Oh, bine, vrei să stau eu aici? Wow, hei! Vrei ca eu să stau aici? Wow! Oh! Măi, să fie! Întâi de toate, cățăratul în copaci nu e un sport omologat. În plus, copacul ăla era acoperit cu unt sau așa ceva. Dar dacă Chris încearcă să-l pune pe Fulger într-o lumină nefavorabilă, nu are nicio șansă. Fulger nu renunță, nu se predă. Ca Fulgerul! E timpul să câștigăm! Ajutați! Am văzut-o și pe asta. Ce copil! Nu prea merge, nu merge deloc.
Nu te mai most mondit, taie frânghiaia. Asta și încercăm să facem, Mike. Mike, pe mine mă cheamă Chester, domniță. Poftim? Mike, e tare dulce. Știți, nu prea înțeleg gluma asta cu imitatul unui bătrân, dar cred că e ceva comic dacă ești din Franța sau... Fulgerul lovește! Fugi! Hai, hai, fugi, fugi de aici! Fugi, fugi, fugi! Pe vremea noastră nu aveam nevoie de fierăstraie moderne și topoare pentru a tăia frânghiile! Ne descurcam bine cu pietre! Încă o persoană ar fi de ajuns. Dakota? Cade! Nu avem timp de poze, Dakota! Ia-o mai ușor! Nu-mi strica freza de soldat! Misiune îndeplinită! Pune-mă jos! Ia-o mai ușor! Mai avem doar 3 minute! Taie frânghiile! Dar cum să... Nu merge! Cu partea zimțată în jos! În jos! Nu, fată! Nu se poate să fie atât de aeriană! Folosește-l ca pe cuțitul de friptură! Gata! B, schimbă-ți numele în Acu Plus. B se crede isteț. Dar odată ce va intra în acțiune planul meu, nu va ști ce l-a lovit. Au! Iahuhu! Ne ajung din urmă. E de datoria mea să vă informez, doamnă, că avem probleme mai mari. Prima mea cascadă. Și poate ultima! Oh, copii și parcuri de distracții! Mike! Ce? Zoe! Zoe, ține-te bine! Bine! Mulțumesc, Mike! Cu plăcere! Ușa mea de-a doua spiță a inventat funicularul și... Nu ne interesează! Hei, cum de-au ajuns în fața noastră? Ce bine e din nou acasă! Hei, Chris, închipuieți, vaporul nu se mai oprea! Iată, uită, e fostul nostru concurent Owen, care nu participa la concursul din acest an. Da, și m-am întors să-ți spun că ce? Nu particip! Mă tem că tu și ceilalți concurenți clasici nu ne mai sunteți de folos. Bucătarule, șef? Suntem pe primul loc! Bravo, echipă Fulger! Tic-tac! Repede, alegeți cabana bună! Ce păcat! Avea o cadă pentru 8 persoane și aer condiționat! Da! Strastra, unchiul meu James, a inventat cabanele din bușteni. Înaintea lui, oamenii dormeau în copaci și cădeau tot timpul. Și strastra, mătușa mea, Phyllis, a inventat acoperișurile. Și înainte de asta, casele aveau numai pereți și mobilă. Și de fiecare dată când ploua, trebuia să-ți cumpere o canapea nouă. Nu contează. Ca singura echipă cu cabană care încă nu s-a prăbușit, viermii mutanți câștigă prima provocare. Da! Și eu unde voi dormi? Nu vă faceți griji. Avem o cabană de rezervă pentru voi. E la fel de confortabilă ca și cea pe care ați pierdut-o. Oh! Ce rușine!
dezastru! Echipa șobolanilor, ne vedem la focul de tabără pentru prima ceremonie de eliminare din acest sezon. S-a votat. Cei care primesc o bezea normală pot rămâne. Dar în acest sezon, un participant va primi o bezea foarte specială. O bezea pe care nu v-ați dori să o mâncați. Cine primește bezeaua din deșeuri toxice e eliminat din concurs. Ceea ce înseamnă că nu vă mai puteți întoarce niciodată. Următorii concurenți sunt salvați: Scott, B, Fulger, Don și Sam. Și bezeaua de deșeuri toxice o va primi... Stacy! Oh, dar mă descurcam atât de bine! Oh, se pare că mă așteaptă debarcaderul rușinii! De fapt, sezonul ăsta avem ceva nou! Sigur îți va plăcea! Salută catapulta rușinii! În curs de brevetare! Da! Catapultele au fost inventate de stră... Una s-a dus, alții 12 urmează. Cine urmează? Aflați în următorul episod, chiar aici, pe insula dramei totale, revanșa!